Fotbaliștii de la Chindia ar fi trebuit să susțină miercuri la prânz primul antrenament din 2017 pe stadionul Eugen Popescu. Condițiile meteorologice au provocat însă amânarea reunirii lotului pentru luni, 16 ianuarie, ora 10:30. Noi oricum începem campionatul cu o săptămână mai târziu, așa că nu este nicio problemă să amânăm reunirea cu câteva zile. Nu dorim să riscăm ca jucătorii să se îmbolnăvească, a precizat președintele Chindiei Marcel Ghergu. Vizita medicală rămâne pe 20 ianuarie la Policlinica Vitan în București, iar plecarea în cantonamentul de la Mogoșoaia se va face pe 28 ianuarie. În aceste zile, oficialii clubului dâmbovițean vor căuta să rezilieze pe cale amiabilă înțelegerile cu câțiva fotbaliști. Foresta Suceava și-a amânat și ea reunirea lotului, iar lucrurile sunt foarte complicate la două echipe ilfovene din Liga Secundă, CS Balotești și Unirea Târlungeni.